Vremea a ieșit din toate tiparele anul acesta, dar agricultorii se laudă cu producții record de mere. Pomii sunt încărcați cu fructe, iar producătorii spun că vor avea parte de cel mai bun profit din ultimii ani. Trăim un paradox. Potrivit statisticilor europene, România ocupă locul 2 în Uniunea Europeană la suprafața cultivată cu meri, dar la producție suntem abia pe locul 7. Asta se explică, spun specialiștii, prin faptul că multe plantații sunt vechi și au producții slabe. Anul trecut am importat mere în valoare de peste 40 de milioane de euro. Cele mai mari importuri sunt din Polonia. Anul acesta pomii sunt încărcați cu fructe, iar producătorii spun că vor avea parte de cel mai bun profit din ultimii ani. Mă știe că sunt producător pulpără lumea. Da. Cum a fost producția anul acesta? Foarte bună. Foarte bună. Și spuneți că severinenii sunt interesați și vin să cumpere mere. Da, da. Vin și cumpără mere că știe că e marfă de producător. Într-un an obișnuit, producția de mere este între 20 și 30 de tone la hectar. Acum, de pe o asemenea suprafață, se recoltează și peste 40 de tone. La unele soiuri, pomicultorii se laudă chiar cu 100 de tone la hectar. În ciuda vremii schimbătoare din acest an, producătorii afirmă faptul că recolta la mere a fost una extraordinar de bună, poate de 10 ori mai mare față de anul trecut, atunci când vremea a distrus o parte din recoltă. Un kilogram de mere costă în piața din Drobeta Turnu Severin 2,5 lei. Prețurile ar mai putea scădea odată ce producția record de mere va invada piața, însă nu cu foarte multe, sunt convinși producătorii. Asta a fost o producție record la mere românești. Da. Când eu tot timpul luăm mere, facem compot, facem plăcinte, mâncăm. Datorită pandemiei, mi-am făcut totul la țară. Așa mai mici completări mai venim. 2 ani de zile pandemia s-a ne-a ținut legați în casă. Recoltele record îi bucură pe pomicultori, însă se ciocnesc din nou de o problemă care se acutizează de la an la an, lipsa forței de muncă. Oamenii care vor să lucreze sunt greu de găsit. În plus, cer 150 de lei pentru o zi de muncă, la care se adaugă transport și 2 mese. Pe lângă recoltare și depozitare, pomicultorii au și problema comercializării. Nu toți sunt asociați în cooperative și de aceea nu reușesc să intre în marile lanțuri de magazine, așa că se bazează pe vânzarea directă în piețe sau prin intermediari.